al Ministerului și Mediului, a mea personal și a Guvernului României, a fost să dăm întâi banii înapoi pentru toate taxele perioada 2007-2013-2017, respectiv timpul de mediu și celelalte taxe de poluare, pentru care noi am pierdut la Curtea de Justiție și a fost o preocupare pentru noi, pentru că suma nu este mică, este o sumă foarte mare, de 6,7 miliarde. Dovadă că Guvernul României s-a ținut de cuvânt prin Ministerul Mediului. Notificările persoanelor sunt deja, au început să fie făcute la ANAF. Și bineînțeles, așa cum am promis și cum am scris și în hotărârea de guvern, începând de la anul, banii vor fi dați. Deci a fost prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 2 a mea și a Ministerului Mediului este că nu trebuie să mai vedem pe șoselele patriei mașini care să pună siguranța cetățeanului în pericol, mașini care să polueze și cred că important este pentru fiecare dintre noi să trăim într-un mediu sănătos și într-un mediu curat. Am spus-o de când am preluat mandatul, că pentru fiecare act normativ pe care îl vom emite, vom face grupuri de lucru, astfel încât dezbaterile în interiorul grupurilor de lucru cu toți factorii decidenți să fie găsit un optim, astfel încât nota de fundamentare a actului normativ să fie sustenabilă, legală și reală. De aceea am constituit grup de lucru pentru restituirea taxei auto și am făcut-o și am constituit grup de lucru alături de ANAF, alături de producătorii de autovehicule, alături de RAR și de toate asociațiile profesionale, astfel încât să găsim și un optim pentru varianta ca aceste mașini să nu polueze. La ora actuală nu am soluția finală, de aceea nu pot să mă exprim, să vă spun exact ce vom pune în locul acelui zis timbru de mediu. Pot în schimb să vă spun că este o preocupare pentru noi să nu mai poluăm.